Potrivit metodologiei Ministerului Educației, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 au obligația de a înscrie în învățământul primar în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2015 pot fi înscriși la cererea părinților în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă evaluarea dezvoltării psihomatice a acestora făcută de specialiști atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În perioada 23 februarie-13 martie s-a desfășurat prima etapă a înscrierilor copiilor. În județul Giurgiu, peste 2140 de elevi au fost înscriși pentru a urma cursurile de învățământ în anul școlar 2015-2016. S-a încheiat prima etapă de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016. În perioada 24 martie-3 aprilie se desfășoară cea de-a doua etapă, adică se vor prezenta la unitățile școlare părinții sau tutorii ai căror copii nu au fost încă înscriși în clasa pregătitoare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, toți copiii înscriși în prima etapă au fost admiși pentru a urma cursurile școlare în anul 2015-2016. În prezent, la școlile din județul Giurgiu, mai sunt disponibile aproape 400 de locuri.